Ministerul Justiției și cu susținerea Guvernului să ne prezinte care este planul dumnealor pentru a rezolva problema de la care s-a început această dezbatere, și anume situația din penitenciar. Este suficientă legea grațierei sau nu? Au stabilit un program de investiții pentru construirea de noi penitenciare, au stabilit un program de pedepse alternative, pachet de propuneri, au stabilit un program de modernizare a penitenciarilor existente. Adică aștept și eu să văd dacă Ministrul Justiției până acum a făcut acest plan sau acest pachet legislativ de care ne-a vorbit, după care o să-mi spun un punct de vedere. Domnul ministru a fost așteptat la Comisia Juridică de 3 ori, nu a venit. Se pare că domnul ministru întârzie foarte mult. Și termenul de adoptare tacită a legii grațierii este de 25 aprilie, să plecăm azi. Deci, a întârziat foarte mult. Eu o să vorbesc cu colegii mei, l-am transmis deja de ieri. Cred că nu se mai poate întârzia. A zis că vine 3 săptămâni de zile cu un pachet de propuneri. N-a venit. Până la urmă, legea grațierii o să fie aprobată tacită. O să cer o audiență la Ministrul Justiției, după ce în prealabil mi-o avizează primul ministru, ca să explică totuși Parlamentul nu e anexat guvernului. O să am îndrăzneala să fac lucrul ăsta, întârzie nepermis de mult. Vă deranjează această dezbatere pe care o anunță? Nu asta mă deranjează. Se lungește foarte mult discuția despre un subiect care nu mai începe. Și cred că ar trebui să ne ocupăm în mod serios de toate lucrurile care sunt enunțate public și finalizate.